unei fracțiuni din PSD. La fel, știți foarte bine că în 2014 el a fost practic băgat în Parlamentul European de către PSD. E omul unei fracțiuni din PSD. Bun, ce mă diferențiază? Eu nu sunt cel mai bine plasat pentru a vorbi despre mine. Nu-mi place să vorbesc despre mine. Dar, mă rog, așa, câteva elemente. Faptul că chiar am o identitate de dreapta consistentă. Iohannis nu are legătură cu liberalismul. Iohannis a fost un import conjunctural. A fost o lipeală. A fost ceva gen păcănele. Da? Și au câștigat, au jucat la poker, la ruletă și a ieșit. Numai că s-au potcovit, poate vreau să că cum e la păcănele, e rău când câștigi, de fapt. Se ferească Dumnezeu de câștig rapid. Pentru că după aia te potcovești cu câștigul respectiv. Eu cred că Iohannis n-a fost deloc bun pentru PNL, pentru că nu i-a adus nicio singură zi la guvernare, i-a făcut să piardă în 2016 și el n-are legătură cu liberalismul. Este o lipeală conjuncturală. Cât despre Barna, nu are o identitate ideologică asumată. Întrebați-l și pe el, nu prea știe ce să răspundă. El spune că e dincolo de ideologii, că e un fel de Macron a la rumene, da? Eu nu cred în genul ăsta de discurs. Dar adevărul e că în interiorul USR-ului sunt curente foarte diferite. Există un curent ultra-stângist în interiorul USR-ului. E adevărat că e minoritar. Minoritar, dar destul de vocal. Majoritatea aș spune că e mai degrabă de orientare vag liberală. Da? Și plus o componentă conservatoare există și acolo, cu Clotilde Armand, cu persoane de genul ăsta. Un partid în care sunt foarte multe curente prezente și de aceea ei nu pot găsi un numitor comun. E un partid fără un numitor comun din punct de vedere ideologic. Practic, eu sunt singurul candidat de dreapta pe bune și sunt singurul care cred poate federa toate aceste curente din dreapta românească. Pe de altă parte, mai e un lucru. Sunt singurul dintre oamenii ăștia care își câștigă viața din munca lui pe cont propriu. Știți bine că de câțiva ani predau aproape în fiecare zi, din asta îmi câștig viața. De-al minteri, voi mă face să pierd foarte mulți bani cu candidatura asta, pentru că nu mai pot preda în fiecare zi. Câștigă țara. Frumos ai spus-o. Îmi place. Și atunci, sigur, facem acest lucru cu... Nu era un reproș, să ne înțelegem. E o mare cinste să pot reprezenta anumite valori în dezbaterea prezidențială.